Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce se întâmplă în viața voastră amoroasă în perioada următoare. Am să vă rog să vă relaxați și să vă gândiți la o persoană din mintea voastră. Am să vă rog să încercați să nu vă gândiți la două sau mai multe persoane, pentru că această variantă, această etalare va fi pe o singură variantă și vom începe. Bun. În primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că... ok. Wow. Bun. Vom începe cu începutul. Aici avem de face cu o situație care nu neapărat este atât de oficială. Cu o situație care, sincer, nu mi se pare că ar fi avut o bază extrem de solidă sau că această conexiune ar fi cumva recunoscută sau postată pe rețelele de socializare sau măcar cunoscută de persoanele din cercul vostru în general. Poate o persoană sau două din cercul fiecărui partener aici, da, într-adevăr este posibil, dar eu nu văd această conexiune drept fiind una stabilă, sigură și care să fie cumva recunoscută în acest moment între voi și persoana voastră. Cele mai semnificative zodii aici sunt cele de apă, rac, scorpion, pești, dar am și zodii de aer, în special balanța, vărsătorul și gemenii, am reprezentantul berbecului de două ori și mai am și taurul. Chiar dacă nu pentru toți aceste zodii vor rezona, am să vă rog să ascultați cu atenție descrierea acestei conexiuni. Și dacă se întâmplă și ca zodiile să rezoneze, atunci este o confirmare în plus. Dar întotdeauna țineți cont de situația care se prezintă mai mult decât de zodii. Bun. Acestea fiind spuse, vom continua. Această conexiune este la distanță. Văd comunicarea anterioară care s-a făcut pe rețelele de socializare și de asemenea este o tendință de a comunica noaptea, a comunica pe ascuns, a comunica pentru unii dintre voi de pe conturi false sau care nu neapărat se știe clar efectiv cui aparține contul. Persoana voastră îmi pare să fie extrem de precaută, extrem de atentă, extrem de grijulie cumva să nu se vadă clar că acel cont îi aparține. Poate să fie pur și simplu faptul că persoana voastră de interes, de exemplu, nu are poză de profil. Pentru a ține deoparte și pentru a nu se ști cui îi aparține exact profilul. Chiar dacă poate să fie numele său real, nu zic nu, dar pot exista mai multe profiluri cu același nume și atunci astfel această persoană speră să rămână sub anonimat și să nu fie descoperită de persoanele care sunt în mod normal în cercul de prieteni, de cunoștințe sau chiar familie. Consider că voi de o vreme continuați tot așa cu această persoană, întâlnirile sunt foarte rare și destul de seci în mare parte. Pentru unii dintre voi, da, într-adevăr, poate să fie vorba de interacțiuni intime, dar
nu sunt satisfăcătoare, nu le văd mulțumitoare, nu văd să fie interacțiune umană, emoțională, suficientă cât să mențină această conexiune. Și aici nu vă văd destul de mulțumiți de acest lucru. Pentru persoanele care știți că ați avut și aveți interacțiuni intime cu această persoană, vreau să vă atrag atenția să fiți precauți, pentru că pentru unele persoane de aici poate să fie vorba de fertilitate destul de mare în această perioadă și să urmeze un mic șoc, să urmeze niște momente tensionate, dacă nu sunteți un pic precauți. Ce vreau să vă zic aici este că singura variantă prin care aceste talare vi se poate potrivi și știți că sunteți într-o conexiune stabilă este strict dacă această persoană se află într-un trio. Deci voi și această persoană sunteți măcar într-un trio. Dar dacă voi nu sunteți partenerul stabil, atunci atenție, pentru că sarcina îmi pare mai degrabă de partea voastră, da? Deci, parteneriatul care nu iese la lumină, nu este văzut, nu este recunoscut, acesta este acel parteneriat în care există cel mai mare risc să apară un copil. Pentru că acest copil, în momentul în care se află de el, va scinda total căsnicia. Pentru că am împărăteasă, împărat, separați de un trei de spade și nebunul. Nebunul este copilul, împărăteasa este mama și împăratul este tatăl, toate pe aceeași poziție. Aici, energia masculină îmi pare să fie cea care, de partea căreia vine copilul, și atunci energia feminină care este în relația stabilă, soția, practic, bărbatului acesta, va decide să rupă definitiv legătura cu acesta. Ce vă pot zice în această situație este că situația dintre voi și pe această persoană nu mi se pare că ar fi foarte nouă aici. Poate să fie pentru unii dintre voi o conexiune de ani de zile sau faptul că vă cunoașteți de ani de zile, dar efectiv această conexiune niciodată nu s-a pus problema sau nu s-a dezvoltat să fie ceva mai mult. În această relație se simte ca și cum voi sunteți persoanele care depun eforturi, voi sunteți persoanele care faceți compromisuri, care vă stresați, care lăsați de la voi și sperați să fie bine, sperați să fiți văzuți sau văzute de această persoană. Sperați că lucrurile să se îmbunătățească într-o zi, ca într-o zi această persoană să renunțe la căsnicie și să se dedice vouă. Ce pot eu să vă zic este că de îndată ce acest copil va apărea și împărăteasa decide să se separe de împărat, există o șansă. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să o și luați. De ce zic asta? Pentru că acest împărat va alege să rămână cu voi ca rezervă. Acest împărat nu are dorință de a rămâne cu voi pe mult timp. Este pur și simplu o situație temporară în care această persoană rămâne pentru a se adăposti, pentru a fi viața sa aparent în ordine, și pentru a nu intra într-o panică de singurătate. Este o persoană cu puternice traume de abandon. Aici vorbim de o persoană care are tendința de a se gândi și de a se stresa foarte mult, dar chiar se pune singură în ipostaze foarte dificile, astfel încât această persoană cumva, indiferent că intenționează asta sau nu, întotdeauna se plasează în așa fel încât să fie abandonată. Ca de exemplu, aici, prin acest trio, prin posibilitatea existenței acestui copil. Și este ca și cum acest bărbat fuge de acest lucru, dar tot în astfel de situații dă. Iar în momentul în care acest lucru se întâmplă și voi sunteți acolo disponibil cu această persoană și mai ales existând posibilitatea ca această persoană să se apropie de voi tocmai din pricina unui copil, această persoană va profita. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această profitare a acestei persoane pentru voi nu este atât de benefică, pentru că se folosește doar temporar de asta. Nu este ca și cum are intenția să rămână. Deci un pic de atenție. Ce gânduri, ce sentimente și ce acțiuni are această persoană față de voi?
Această persoană are gânduri pasionale față de voi. Această persoană are fantezii destul de interesante în legătură cu voi, dar nu se gândește la voi într-un mod în care ar vrea să dezvolte lucrurile. De asemenea, această persoană, da, puteți să fiți destul de confuzi, pentru că este ca și cum această persoană nu vă comunică foarte des, chiar dacă rămâne cu gândul la voi, chiar nu are intenția de a dezvolta lucrurile momentan. Nu are intenția să, nu știu, îmbunătățească lucrurile cumva. Este ca și cum această persoană vine, vă dă un semn, obține ceea ce își dorește și își vede mai departe de treabă și după ce pleacă, să zicem, de la o întrevedere cu voi, începe să se streseze că dacă a lăsat urme, că dacă soția se prinde, dacă o să existe un divorț, și atâta se gândește și atâta se stresează această persoană în legătură cu acel scenariu, încât iată că îl manifestă. Această persoană reușește să-și manifeste propriul divorț. Nu cred că știe ce face, nu cred că este o persoană atât de curioasă de legea atracției și de ceea ce se întâmplă, dar indiferent că suntem curioși, că noi vom crede sau că nu vom crede în această lege, ea va funcționa la fel. Doar pentru că atunci când suntem copii, nu știm ce e gravitația, asta nu înseamnă că nu se întâmplă asta. Asta nu înseamnă că nu suferim consecințele. Deci să ne înțelegem, când este vorba de astfel de legi, doar pentru că nu avem încredere sau nu le conștientizăm, nu înseamnă că suntem apărați de ele. Da? Bun. Acum, în legătură cu sentimentele sale față de tine, de voi, de fapt, această persoană vă percepe ca fiind persoane foarte frumoase, foarte mentale și cu care ar putea ajunge departe. Dar nu se axează atât de mult pe ceea ce poate să facă, ci pe ceea ce ar putea fi. Este ca și cum această persoană, în momentul în care are nevoie să se liniștească, se vizualizează ca fiind cu voi într-o relație. Dar nu vă face gesturi clare, să arate că vrea efectiv ceva în acea direcție. Nu vorbește cu voi despre aceste fantezii, aceste dorințe, aceste visuri pe care această persoană le are și le ține strict pentru sine. Această persoană poate să fie tăcută de foarte multe ori când sunteți în situația de a vă vedea sau de a nu dezvolta foarte multe povești decât cele superficiale, tocmai pentru că nu vrea să se lase să fie foarte aproape de voi. Această persoană vă admiră foarte mult corpul și pentru o parte din voi aș putea zice este destul de fixată pe partea posteriorului, dar cam atât. Nu pot să zic că această persoană este, nu știu, sau că se lasă măcar, nu pot să zic că această persoană se lasă total cucerită de voi. Este o persoană care mai degrabă, cum să zic eu, când simte că se atașează un pic de voi, sau pur și simplu că vă place un pic mai mult decât de obicei, se retrage, nu dă niciun semn, dispare de pe fața pământului și mult succes o mai găsiți. Pentru că este ca și cum această persoană fuge, se ascunde și rămâne sub o piatră. Și această persoană revine și dă semn abia când consideră că este bună pe situație și că nu are nici cel mai mic sentiment față de voi și că este pregătită de o nouă întâlnire. Cam asta o să fie toată dinamica. De asta nu vă pot da speranțe că lucrurile se vor îmbunătăți semnificativ. Și mai ales când în ceea ce ține de acțiuni avem comunicare foarte rapidă, apoi un 3 de bâte și apoi un 8 de cupe. Țineți cont că, deși 8 de bâte și 3 de bâte ne arată faptul că din momentul în care apare acel copil, lucrurile se vor dezvolta foarte, foarte repede între voi și această persoană va face salturi în această conexiune, le va face pentru că va fi circumstanța de așa natură. Fiind ultima carte, 8-ul de cupe, trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană nu rămâne alături de voi, nu este persoana voastră destinată, nu este persoana cu care trebuie să rămâneți, nu este persoana care, să zicem, că va rămâne într-o situație cordială cu voi, nu este persoana cu care să rămâneți prieteni, nu este persoana cu care să continuați așa comunicarea. Persoana asta, cu cât timp ține o metodă de comunicare deschisă cu voi, o face doar pentru că are nevoie de voi. Are nevoie să îi satisfaceți anumite dorințe.
Dar nu vă gândiți că este mai mult de partea acestei persoane, pentru că această persoană efectiv nu se deschide și nu se lasă să aibă sentimente față de voi. Este decizia sa și alege să acționeze cu raționalul, cu conștientul peste ceea ce simte. E o persoană destul de blocată la nivel emoțional și nu se va schimba acest lucru foarte repede. De aceea, în momentul în care această relație se va dezvolta atunci foarte brusc, va trebui să fiți foarte atenți la comportamentul acestei persoane și foarte atente. Pentru că această persoană brusc se va comporta ca și cum este normal ca voi să fiți împreună, este normal ca această persoană să-și dedice toată atenția către voi și vor fi foarte multe comportamente care efectiv vă vor da pe spate. Pentru că voi pur și simplu nu v-ați așteptat și nu v-ați gândit că această persoană poate să facă lucrurile chiar atât de bine și că se poate comporta atât de frumos cu voi. Și iată că sunteți practic într-un vis îndeplinit. Problema este că nu rămâneți în acel vis și că va trebui să vă treziți. Și trezirea va fi destul de dură. De asta zic, este o persoană capabilă de orice în momentul în care are un interes. De aceea este bine să fiți foarte precauți cu această persoană. Și cum veți ști că rezonați cu această etalare, în afară de dinamica generală, aș putea să vă zic că această persoană până acum, dacă rezonați cu această etalare, nici când nu s-a stresat să fie un pic romantică, să fie un pic atentă, să se comporte într-un anume fel, întotdeauna își găsește scuze că pur și simplu această persoană este așa cum este și nu o să se schimbe niciodată, asta este felul, că nu-i place, nu-i se pare normal să fie cuplurile atât de pupăcioase, atât de, nu știu, drăgăstoase, atât de... Să petreacă atât de mult timp împreună și atunci este clar, dacă această persoană nu are intenții de a dezvolta această conexiune, de ce și-ar bate capul să facă lucrurile astea? Când vede că s-ar putea să rămână această persoană de una singură, este în stare să facă lucrurile astea, dar doar pe o perioadă de timp până găsește altă persoană care îi satisfacă nevoile, atât. Că lucrul ăsta durează o săptămână, o lună, un an sau 5 ani și după își găsește altă persoană, asta e cu totul altceva. Dar nu este o persoană care să aibă intenția să rămână alături de voi. Această persoană nu se vede într-un viitor foarte îndepărtat alături de voi. Deci am să vă rog să fiți atenți, am să vă rog să fiți precauți, am să vă rog să puneți cap la cap toate aceste lucruri și să vedeți că dacă această etalare să rezoneze cu voi și dacă, nu știu, vreți sau nu vreți să credeți, asta este problema voastră. Eu trebuie să-mi fac datoria și să vă spun ceea ce văd în cărți. Dar pentru voi, mergeți la cineva care știți că, nu știu, rezonați cu această persoană sub o formă sau alta, orică vă citește în cărți, orică vă citește în cafea, orică vă citește în bobi, ori în ce, Doamne iartă, mă vreți voi, dacă vreți și în stele și în nori și în, nu știu, boabe de cafea, dar asigurați-vă că situația asta nu e pentru voi dacă vi se pare că sunt cam multe semne care coincid. Și dacă într-adevăr țineți, n-are cum să se întâmple la mine așa ceva, măcar verificați. Măcar fiți precauți. Măcar stați cu ochii deschiși și nu vă puneți într-o ipostază atât de vulnerabilă. Puteți evita asta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiți total neglijenți și pur și simplu să treceți peste. Știu că nu am cel mai, nu știu, drăguț mod de a livra informațiile, dar asta nu schimbă cărțile pe care le văd și energia pe care o citesc. Îmi pare rău dacă pe unii dintre voi vă supăr, vă șochez, vă, nu știu, trigăruiesc sub o formă sau alta. Nu este dorința mea asta, dar persoanele care au nevoie să își reevalueze viața și să regăsesc în aceste etalări, am să vă rog să o faceți, pentru că nu o faceți pentru mine, o faceți pentru voi. Și de aceea eu prefer să fiu persoana care, în situații toxice, să vă scutur un pic și să vă zic că puteți mai mult ca să obțineți situații care se merită, care sunt sănătoase, care sunt benefice și în care să fiți fericiți, decât să rămâneți în dinamici toxice ca acestea și care nu vă aduc absolut nimic mai mult decât suferință și câteva momente drăguțe, dar care se duc și alea repede. De asta zic, atenție mare! Să vedem! Mai departe, ce urmează între voi și această persoană? 2 secunde. Să bea un pic de apă, nu de alta.
mă repet un sfit. Baza pachetului 6 de bute. Veți ieși în cele din urmă din conexiunea asta, veți ieși învingători, dar sincer, oricât de învingători veți fi, nu se va simți chiar așa frumos. Cartea este benefică pentru că vă arată că puteți obține ceva mult mai benefic, da? Și atunci 6 de bute arată faptul că ați reușit, că reușiți. Reușiți să vă recapătați independența, reușiți să vă recapătați puterea personală, reușiți să vă găsiți propriul drum. Problema este că în momentul în care vă veți găsi în acea situație, chiar nu se va simți deloc așa. Și de ce vreau să vă zic asta? Pentru că 6 de pentagrame arată strict felul în care jonglează această persoană între voi și partenera stabilă. Cu judecata ni se prezintă momentul de la care nu este loc de întoarcere, momentul anunțării venirii acelui copil, momentul din care voi începeți să fiți ghidați de viziuni, de speranțe, de dorințe, de optimism, de iluzii. Dar problema este că optimismul de data aceasta nu are ce să caute aici, deși este bine să rămânem pozitiv, deși este bine să păstrăm o dosă de speranță, dar aici atenție, pentru că să avem pajul de spade lângă lună, mi se arată foarte clar că sunt niște iluzii foarte, foarte mari, pe care persoana voastră de interes, iarăși energie de bărbat, energie de împărat, le va ține în jurul vostru. Este ca și cum voi, pentru o perioadă de timp, o să trăiți ca într-o lume imaginară, ca într-un vis. Și de aceea, în momentul în care voi vă veți trezi iarăși că sunteți persoane singure, pentru că această persoană se va îndepărta iarăși, de partea voastră se va simți o anxietate foarte severă. De asta zic, atenție mare! Pajul de cupe este ca și cum voi așteptați și sperați și vă doriți ca această persoană după separare să revină la voi. 8 de pentagrame, încercați să lucrați pe voi, încercați să vă ocupați de propria persoană, încercați să câștigați suficient bani și încercați să vă țineți pe picioare în viață în speranța că această persoană curând va reveni. Dar persoana nu revine, persoana se îndepărtează din ce în ce mai mult de voi. Deci atenție mare, pentru că după ce apare acest copil, trece o perioadă de timp în care efectiv locuiți împreună, sunteți împreună, stați împreună, aveți o relație semi-oficială, să zic așa, pentru că nu văd să ajungă chiar la căsnicie. Această persoană se va îndepărta și va rămâne departe. Dacă vă întrebați din această etalare dacă acest bărbat va fi dispus să vă susțină financiar sau să ajute copilul financiar, nu prea l-aș vedea, sincer. Deci, atenție foarte mare, pentru că eu nu l-aș vedea pe acest bărbat ca fiind persoana pe care să vă bazați. Și nu trebuie să vă bazați pentru voi, pentru copil. Efectiv, nu văd să fie. Nu văd să fie interesat, nu văd să fie persoana care să fie dornică să întrebe ce mai face, cum este, totul este bine, are tot ce-i trebuie. Nu. Nu este persoana potrivită pentru asta. Apoi, cu 2 de pentagrame și 8 de spade, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi va trebui să faceți decizia conștientă să acționați în ciuda iluziilor pe care le aveți. Pentru că este ca și cum, în ciuda faptului că
Voi trăiți o perioadă destul de scurtă. În acea iluzie, voi veți avea tendința să credeți că, sub o formă sau alta, Universul vă va aduce împreună și veți trăi lucrurile iarăși ca într-un vis, ca într-o iluzie. Dar nu se mai întâmplă. Și voi veți avea tendința să oscilați și voi veți avea tendința să rămâneți cu mintea acolo și voi veți avea tendința să vă simțiți blocați în această conexiune, chiar dacă nu veți mai fi blocați. Dar, pur și simplu, nu văd o reușire de partea voastră să vă centrați în prezent și să acceptați situația așa cum este. De asta zic, atenție foarte mare, pentru că este foarte ușor să continuați exact pe drumul ăsta, dar este foarte greu după să aveți de face cu aceste consecințe, pentru că pe voi foarte greu vă văd să vă recuperați după această conexiune, deși voi ieșiți efectiv învingători din această conexiune, deși voi veți avea niște lecții foarte importante de învățat și lecții karmice. Din punct de vedere mental, veți rămâne blocați aici, la această conexiune, la această persoană. Și nu veți înțelege de ce. Și va fi destul de greu să uitați această persoană, mai ales dacă treceți prin tot parcursul ăsta. De asta zic, atenție foarte mare, precauție foarte mare, pentru că, la cum se vede energia, nu este această persoană care trebuie să rămână lângă voi, nu este această persoană în care trebuie să aveți încredere, nu este această persoană pe care să o așteptați, pentru că nu merită. Dar mai departe, voi faceți decizia așa cum considerați voi. Eu pot să vă avertizez în legătură cu ceea ce văd în cărți, dar nu pot decide în locul vostru. O zi minunată vă doresc și să ne revedem cât mai curând. La revedere!